Autoritățile locale își doresc puțuri de adâncime din care să se asigure și apa municipiului Vaslui. Aducțiunea de la Sulești, de unde se aprovizionează la această oră municipiul, nu va mai rezista mulți ani și trebuie găsite alte alternative. Acumularea Sulești va mai fi funcțională 10, 12, 15 ani, dar ce facem în perioada următoare, pentru că este o acumulare de suprafață, ea se colmatează de la an la an, aluvionile de pe versanți vin și se depun în acest lac și la un moment dat el va trebui închis definitiv și decolmatat, lucrare care sigur va dura cel puțin 2 ani de zile, că nu se poate peste noapte. Ei, în acea perioadă ce facem? Am deschis această problemă cu Administrația Națională a Apelor Române, care sunt gestionarii apelor. După 15 septembrie, instituțiile de specialitate care forează, care dau verdictul că avem apă de subteran posibilă de a fi captată, vor fi la Vaslui. Vom analiza în detaliu fiecare element, astfel încât până la finele anului, mi-am făcut în programul meu de lucru, să avem o variantă. O variantă posibilă. Probleme sunt și în suburbii, acolo unde apa a devenit odată cu vara un lux. Primarul este decis să rezolve problema apei din suburbia Bahnari ca vara viitoare locuitorii din zonă să nu mai fie nevoiți să rabde de sete dacă le seacă fântânile. La această oră, în această suburbie, se transportă zilnic atât apă de băut cât și apă menajeră. Vișoara se rezolvă prin acest proiect cu alimentarea, pentru că îi voi asigura din capacitățile existente. În schimb, Bahnarii va trebui să găsesc soluții pentru câteva puțuri de adâncime, pentru că nu mai vreau, și sper că anul viitor să rezolv, nu mai vreau să car apă cu sacaua într-o asemenea perioadă, când, iată, acum nu mai au nici apă potabilă, nu mai au nici apă pentru animale și zilnic facem eforturi de a asigura acelor familii o minimă cantitate. Voi încerca prin câteva puțuri de adâncime să le asigur localnic acolo această apă. În această perioadă, pompierii de la detașamentul Vaslui transportă apă în suburbiile municipiului Vaslui, Bahnar și Viișoara, dar și în două localități din comunele Muntenii de Jos și Ibănești, respectiv Mânjești și Mânzați.